Shopping City Suceava, în parteneriat cu Toyota Suceava, a organizat în weekend în parcarea Shopping City Suceava competiția de drift Toyota Suceava Drift Grand Prix. Aproximativ 15 piloți din București, Cluj, Neamț, Botoșani și Suceava au luat startul într-o cursă incendiară, unde curajul și maestria piloților nu se măsoară în secunde, ci în spectaculozitate. Piloții care au evoluat în competiția de la Suceava sunt piloți experimentați, membri ai Federației Române de Drift, participanți la campionatul național de drift, dar și la etape din campionatul european. Locul întâi în competiția Toyota Suceava Drift Grand Prix a fost câștigat de croitorul Marian din Botoșani, iar locurile 2 și 3 au fost câștigate de Dobre Nicolae din București, respectiv Imre Gabi din Brașov. Dobre Nicolae și Imre Gabi au fost la egalitate conform punctajelor obținute în sesiunile de concurs, astfel că s-au mai întrecut încă o dată pe circuitul de competiție din parcarea Shopping City Suceava pentru a-și adjudeca locurile pe podium. Câștigătorii au primit cupe și diplome, dar și premii din partea partenerilor Mobil One și Lubexpert. Această competiție a beneficiat de sprijinul pilotului sucevean Răzvan Frățianu atât pe parte de organizare, circuit competițional și spectacol, cât și ca suport de arbitrare. S-au înscris anul acesta 15 echipaje și toate au luat startul la calificări. O să vedem acum, după fișele de arbitraj, vor rămâne 9 piloți care vor intra în finale. Sunt mai puține, dar cu un motiv foarte bine temeiat. Este o etapă care nu contează în campionatul național de drift. Este un Grand Prix, este Toyota Suceava Drift Grand Prix. Am ținut să facem această etapă, repet, care nu contează în campionat, pentru că publicul sucevean iubește acest sport și piloții noștri iubesc să vină la Suceava. Da, este o pistă foarte grea pentru că, chiar dacă spațiul este limitat, am reușit să facem o configurație care pune probleme piloților, chiar și celor mai experimentați. Sunt niște porțiuni de traseu foarte tehnice, unde trebuie să fii în 100% în controlul mașinii. Nu au lipsit nici incidentele neplăcute în timpul concursului, dar acestea au fost rezolvate în cel mai scurt timp. Ok, și tu rezolvate, da? Foc! E foarte des se întâmplă ca mașinile de concurs să aibă probleme tehnice, pentru că sunt mașini modificate extrem și atunci piesele cedează. În cazul de astăzi, un incident absolut minor, a fost o mică scurgere de ulei care a îmbibat acea bandă de protecție a evacuării și de la temperatură s-a aprins. După cum bine ați văzut, mașina a reluat startul în câteva minute, deci problema a fost absolut minoră. Pasionații de drift au putut să-și satisfacă plăcerea la bordul mașinilor din concurs alături de piloți. Ca în fiecare an și oriunde am fi când avem etapă, spectatorii sunt dornici să testeze senzația de a fi în dreapta unui pilot și au făcut-o și în weekendul acesta la Shopping City Suceava. Spectatorii au avut și parte de test drive cu noile mașini Toyota și eu zic că până acum a fost foarte bine și de acum sperăm să fie și mai bine.